sandvișuri și o umplute cu sfeclă și cu sfeclă roșie și cu spanac. O să le umplem și o să punem cu sfeclă roșie, cu hrean. Așa. Apoi cu spanac. Eu am spanacul fiert, spanac proaspăt fiert. Și l-am undit puțin cu usturoi și cu ulei, cu sare și cu puțin piper. Și voi face două umplute cu sfeclă roșie, cu hrean și cu gălbenuș și două cu spanac și cu gălbenuș. Așa. Și să ne preparăm mai întâi aceste umpluturi. Așa. O să avem nevoie de puțină sare dacă este nevoie, puțin ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, fiecare ce are în casă. Și să dăm prin răzătoare sfecla noastră. Așa. Uitați, este roșie, roșie. O să dau prin răzătoare mică. Suntem atenți și la ouă. 10 minute după ce fierb, le lăsăm să fiarbă. Eu le fac, le fierb direct în apă, cu sfeclă. Așa. Vă place salata de sfeclă cu hrean? Mie îmi place foarte mult. Este delicioasă. Așa. Cum spune Lavinia, am învățat foarte mult de la bunicii noștri, cred că majoritatea dintre noi. Așa, dăm prin răzătoare. Aici am dat sfecla, o să dăm și hreanul. Dăm și hreanul și apoi vom pune puțin ulei și puțină sare, o să gustăm. Și când sunt gata ouăle, adăugăm și gălbenușul. Și apoi le umplem. Aveți grijă cu hreanul, adăugați puțin câte puțin și gustați. Mai ales dacă dați și la copii. Dacă nu le place, nu-l puneți. Așa. Voi pune puțin sare. Voi amesteca. Deci faceți cantități mai mari de ouă, mai ales la de Paști, când vă rămân multe, multe ouă și nu știți ce să faceți cu ele. Le faceți umplute. Așa, ia uitați ce colorează hreanul, sfecla roșie. Așa, să punem și puțin ulei. Pun o lingură de ulei de măsline, așa, nu mai mult, puțin, puțin, atât. Și gustați. Și dacă mai e nevoie de hren, mai adăugați. Dacă nu, și de sare și așa. Așteptăm să se facă ușoarele. Și între timp am să vă arăt fursecurile făcute alaltăieri și crema de unt. Așa. Aici avem spanacul nostru. Dacă este prea mare, îl mai tăiem așa puțin. Am să-l dau pe un fund. Așa. Am să-l tai așa pe un fund, să fie mai mărunțel.
Puteți face și cu spanac congelat, dacă doriți. Vedeți, cu usturoi, puteți pune și o ardei iute, doar pentru adulți. Dacă dați la copii, evitați ardelul iute. Deci am fiert bine spanacul, când a fost gata l-am scurs și apoi într-o tigăiță am pus 2-3 linguri de ulei de măsline cu 2-3 căței de usturoi. Și am undit puțin și apoi am pus spanacul scurs. Am amestecat puțin și gata. Așa, l-am mărunțit. Și acum așteptăm să se facă ușoarele. Punem înapoi aici. Așa. Și vom adăuga în cea cu spanac gălbenușul, 2 gălbenușuri, și în cea cu sfeclă roșie, tot așa 2 gălbenușuri. Să le cojim. Și aici avem umplutura noastră cu sfeclă roșie și cu hrean, cu puțin ulei, puțină sare, și o să adăugăm și 2 gălbenușuri. Și aici avem umplutura cu spanac. Așa. Și să le curățăm, să vedem ce au ieșit. Vedeți cum sunt? Păcat că nu s-au colorat mai tare. Așa. Curățăm. O să le tăiem în două, scoatem gălbenușul. Eu nu găsesc aici sfeclă proaspătă. Și de aceea vă spun că cu sfeclă vor ieși maronii, nu roșii. Maronii. Așa. Dăm deoparte. Și acum vom tăia în două aceste ouă. Într-o parte vom pune 2 gălbenușuri și într-o parte 2 gălbenușuri. Așa. Și să le tăiem așa în două. Și aici voi pune 2 gălbenușuri. Așa, avem unul. Și două.
Așa. Și acum amestecăm și într-o parte și în cealaltă. O să-mi aduc o furculiță. Ca să pisez mai bine. Așa. Și amestecăm așa bine și gustați să vedeți dacă este bun de piper, de sare. Așa. Și o puteți face și tartine dacă doriți. Și amestecăm așa bine. Vreți să fie crema mai, compoziția mai fină, blenduiți. Așa este, Viviana, cum le facem, este bine. Dar... cred că ai avut o dreptate, nu trebuia să mai pună apă peste. Așa. Și trebuia mai multă sfeclă. Și cum am spus, ies maronii, nu ies roșii, roșii, roșii. Și când facem pâinica cu sfeclă roșie, deasupra rămâne roșu, roșu, dar în interior este maronie, nu este roșie. Așa, ia să amestecăm și aici. Încet, încet. Un deliciu. Sper să vă placă așa cu sfeclă și cu spanac. Așa se întâmplă în direct să nu iasă ceva. Noi când facem acasă de Paști, dacă nu iese, ne ducem, mai cumpărăm, ieșim și mai punem sfeclă. Dar cum am spus, trebuie sfeclă proaspătă să iasă culoarea frumoasă. Așa. Gustați să vedeți dacă este bun de... Așa. Și aici avem cea cu spanac și cea cu... cu sfeclă roșie. Și acum să le umplem cu ușoarele noastre. Așa. Și aici avem ușoarele noastre și vom umple cu sfeclă roșie. Ia uitați. Le puteți și decora cu puțină maioneză. Le faceți frumoase de Paști, să fie frumușele. Eu astăzi le fac așa simple. Ia să le pun pe farfurie mai mare. Așa, să le punem așa aici. Și voi face 4 cu sfeclă și 4. Și dacă vă mai rămâne din compoziție, faceți tartine. Așa. O să facem și o tartină. Să vă arăt cum le fac. Tartinuțe, tartinuțe. Așa, și să umplem și cu spanac.
Cum am mai spus, dacă copiilor nu le place spanacul așa să-l simtă, dați la blender și faceți o cremă fină, fină, fină. Și cu sfecla roșie tot la fel. Așa. Asta s-a rupt, dar noi o să-l unim așa. O să-l lipim. Așa, ia să vedem dacă se lipește. Și-l punem așa aici. Nu vrea să stea. Nu vrea să stea. O să facem și două tartine, să vedeți cum le facem. Cu ce așa este, Viviana. Le poți umple cu ce? Și cu ton, cu conserve din pește sau cu pește proaspăt făcut sau cu pateu. Sau gălbenușul cu maioneză. Așa, să facem două tartinuțe. Ia să vedem pâinica aici. Felință de pâine și să o umplem așa. Și o să umplem cu sfeclă. Am să o pun pe toată, că vor ieși doar două. Astăzi am stat un pic mai mult împreună. Să sperăm că s-a întărit și fursecurile, aluatul ce am făcut mai devreme. Să vă arăt cum este și în interior, să tăiem. Să vedem dacă s-a zebrat. S-a întărit, altfel nu putem... Așa, avem una cu sfeclă roșie și una cu spanac. Aici am ungurița. Așa. Feliuțele de pâine le puteți pune și... și pe grill să le faceți. Așa. Dar le puteți lăsa și așa. O să le pun puțin. Mie îmi plac să fie pline cu umplutură. Și acum le vom tăia. Șterg cuțitașul de făină și le vom tăia cu acest cuțit lung, cu lamă fină, fină. Și le vom pune așa una peste cealaltă și le vom tăia.
Așa, și încă o dată. Și ia uitați, sandvișuri. Așa. Și le așezăm așa aici. Ia să le punem în mijloc. Sandvișuri și umplute cu spanac și cu sfeclă roșie.